Și bineînțeles că străduțele astea din Istanbul cu farmecul lor, cu terasele astea faine, pub-uri, restaurante. Welcome to Istanbul. Hello, good evening, good evening. Hello, hello, hello. Hi. Eu mi-am luat ceva cu vită, oaie. Și niște iaurt. Și sus de ușe roșii dulce. Ceva de genul. Da. Azi e o masă de la Istanbul. Așa că... N-ai cum? Vino la drum! Hai că e umbră aici, sper să mă vedeți bine. Suntem pe drumul către Istanbul. Hai să vedem cum este drumul către Istanbul. Mergem la Istanbul. Așa că vrem să filmăm și drumul. Suntem prin nisipurile de aur, pe la bulgari. Și vrem să vedem și cum e drumul. O să vi-l arătăm și vouă. Cât ne costă motorina, taxele de drum pentru Bulgaria. Deja am plătit vineta, costă 27 de leva pe o lună, pentru că n-avem când să ne întoarcem așa repede. Vedem ce e și la Istanbul, gen în Turcia, intrarea din Bulgaria către Turcia, vedem cât costă și cardul ăla. Așa că să-i dăm bătaie, zic. Cam trafic pe aici, pe litoralul bulgăresc. Am revenit. Drumul acceptabil, de bun. Mai avem 21 de kilometri, 20 de kilometri, ne arată GPS-ul aici, până la graniță. Malco Târnovo, parcă ceva de genul. Granița turco-bulgară sau bulgaro-turcă. E ok drumul, deocamdată văd că nu e aglomerat. Vom vedea, a trecut și o mașină de Constanța. Așa că mai revenim din vamă. Să vedem care e treaba și cu, dacă e coadă, nu are cum să nu fie coadă, că Turcia nu e în comunitate și ăștia stau un pic să te controleze mai amănunții probabil. Noi trebuie să fim atenți, să luăm cardul ăla pentru drum, gen vinietă. Am înțeles că se încarcă cu vreo 10-20 de euro. Și cel mai indicat ar fi să avem o hartă descărcată offline. Eu am încercat să o descarc să fie offline. Deocamdată suntem pe date mobile, că suntem în Bulgaria și în comunitate avem trafic de roaming acceptabil. Așa că cum o să trecem în Turcia, de fapt până o să trecem în Turcia, când ne apropiem de vamă, o să închidem datele mobile și să avem drumuri ușoare, have fun! Și am ajuns și la vamă, la granița bulgaro-turcă, să vedem despre ce e vorba aici. Hai că să filmez mai discret așa. Suntem la granița turcă, adică la intrare în Turcia mai precis. Am trecut de vama bulgară, ne-a verificat pașapoartele și acum sper că spre norocul nostru nu avem, eu cel puțin am doar 4 sau 5 mașini în față, dacă se ține cont de chestia asta. Așa că și în cei 10 euro pe cardul ăla de vi l-am arătat eu, uite ce șosele au turcii, ce autostradă. Am lipit asta aici pe bord un pic. Nu l-am lipit de tot. N-am vrut să-l mai lipesc pe geam. Nu e chiar obligatoriu, am înțeles, nu? Așa. Cum e, iubita? Cum te simți că mergi la Istanbul cu mașina? Curioasă. A, te simți curioasă? Da. Așa că asta înseamnă o șosea bună de la graniță de acolo cu Bulgaria, o autostradă, că numai așa a mers. Într-adevăr, sunt limitări de viteză de care trebuie să țineți cont și voi dacă ajungeți pe aici. Așa că drumuri bune, vegetație chiar verde, recolte, că ei pun recolte 2-3 pe an. Și după cum vedeți, ne apropiem de Istanbul. De New York, de Istanbul, doamne, câte blocuri acolo. Câte blocuri în toate părțile. Cum a fost, iubita, drumul? A fost bine până aici.
aici. Da? Acum se aglomerează, ia uite ce e aici. A fost bine până aici, da. Da. Da, hai să vedem acum. Vedem? Am greu, ia uite, zici că ești în Maam. Și ești la Dubai? Da. Ce, vă era frică că nu avem trafic? Hello, dragilor, nu vă pot spune decât că am ajuns la Istanbul. Așa că bine ați venit în Istanbul. Este ora 20:30, cred că mai bine de 20:30 și suntem rupți de foame după atâta drum. Căutăm ceva să mâncăm. Fetele mele vi le arăt imediat. Sunt în față și eu, o fată, cred că e prietena celui de la hotel și ne ajută cu o locație să vedem unde putem găsi ceva de mâncare. Așa că nu facem decât să căutăm ceva să mâncăm, că suntem ligniți, chiar tremurăm. Mi-a schimbat tricoul, că eram pleacă, mi-am cu tricoul la verde. Așa că, încă o dată vă spun, welcome to Istanbul! Hello, good evening, good evening! Hello, hello, hello! Hi! Băieți drăguți, la taverne, la terase, așa că asta vrem și noi să găsim acum. Hai să-i dăm bătaie, zic! Pentru că pierdem timpul și vorbim foarte mult. Și bineînțeles că străduțele astea din Istanbul cu farme, cu lor, cu terasele astea faine, pub-uri, restaurante, dar hai să vedem noi unde ne priponim și ce găsim. Frumoase străduțe. Hai că mă mișc cu camera. Fetele, ce ziceți? Cum vi se pare Istanbulul deocamdată? În afară că tremurăm de foame și n-am mâncat nimic toată ziua? Cum este? Aici, în centru, este foarte frumos, dar să vedem unde trebuie. Să vedem încolo, da. Ce o să aici ar trebui să găsim ceva. Lasă-i front, lounge. Nu știu. Aici era? Da, da, da. Da? Un lounge. Suntem sus pe o terasă, aici prin centru. V-am arătat mai devreme și moscheea, sau moscheile, că erau două. Aici avem Bosforul. Iar cealaltă e partea asiatică. Într-un final, a venit și mâncarea noastră. Eu mi-am luat ceva cu vită, oaie și niște iaurt. Ceva de genul. Și cu lipiuță. Hai că vă filmez și un pahar de bere. Fetele și-au luat paste cu fructe de mare, că vorba aia, Bosforul e aici aproape, unde îl vedeți voi și acolo vedeți și o luna. Aia e și luna. Așa că vă dorim poftă bună! Noi vă dorim poftă bună! Hai să vedem și cum e mâncarea asta. Asta? Nu avem lumină, da? Avem un fond muzical, dar sper să nu ne rupă YouTube-ul. Și bineînțeles că la turci n-ai cum să nu mănânci un ardei de la prăjit, cum fac eu. Îți place? Nu vreau să vă fac poftă. Ulei picant, nu? Da. Asta e o masă de la Istanbul. Așa că n-ai cum? Revenim. Hai să vă las să mâncați și voi. Poftă mare. Lângă, am mâncat, de fapt, lângă moscheea albastră. Și pentru ce am mâncat noi aici, țin să vă spun că am mâncat de 320 de lei aproape. Foarte scump, ca așa e în prima zi, te cam arzi. Ia să vedem dacă 330. Hai să facem și un room tour aici la Istanbul.
unde am ajuns. Noi la Apple Tree Hotel, așa se numește locația. Asta e patul liniei, deci o cameră triplă, un pat matrimonial, patul liniei. Arată bine. Un tablou fain așa, cu candelabru, un televizor, o cafetieră, un frigider. Așa, ne-am desfăcut noi bagajele, bla bla bla. Aici o să vă arăt eu mâine cum arată. În baie nu pot să vă arăt acum că e Enya. Așa că asta e toată șmecheria. Și bineînțeles că încheierea o să o facem mâine dimineață de la cafea. Ca de obicei de altfel. Seară faină vă dorim. Hai cu bună dimineața, dragilor. Vă știți că eu așa mi-au la revedere de la voi dimineața. A doua zi dimineața reușesc să închei vlogul de ieri. Așa că astăzi voi încheia, sau acum voi încheia și vlogul de ieri. Suntem la o cafea aici la cazare. Am ieșit și noi la micul dejun și deocamdată bem o cafeluță. Și rămăsesem dator la voi cu una sau două informații în vlogul pe care tocmai vreau să le închei. Vreau să vă spun că vinieta sau cardul ăla pe care l-am încărcat cu 10 euro pentru autostrăzi, ceea ce ar trebui să faceți și voi. E bună cafeaua, e cam Nes, da, asta e. Nes. Altceva ce vreau să vă mai spun. Cardul ăla alimentat de la un PTT, exact din vamă de acolo, din graniță. Costă 10 euro și puțin pentru noi, a costat până la Istanbul 10 euro. Vineta pe Bulgaria, v-am spus, a costat 27 de leva. Iar cu parcare e foarte, foarte greu. Deci atenție mare, dacă vă înfămați ca noi să veniți cu mașina, parcarea costă undeva la 10 euro, nu? Parcă 10 euro pe noapte, zi, pe noapte, parcare. 10 euro, deci lejer, bine, am reușit să mai negociez cu turcul, știi? Că el cerea mult mai mult, așa că am reușit eu să mai negociez cu el până am rămas la 10 euro. E foarte, foarte greu cu parcarea aici, așa că una peste alta, cam asta este din prima zi de vlog din Turcia. A fost seara, am ajuns târziu, am condus toată ziua. Nu rămâne decât să vă salut, să vă strâng în brațe oameni faini. Noi ne continuăm vlogul și deschid de mal vlog pentru astăzi. O să vedeți și ce vizităm astăzi la Istanbul. Avem și un copyright în spate, așa că v-am pupat. Ne vedem în următorul vlog. Ce ți-am zis seara? Have fun! Asta ce mai e pentru că ce...